asta, nu e, nu s-a comunicat în pasaj, de asta. Da. Ah, pentru discuția vodă. Detașament de pompieri roman a fost solicitat pentru a intervine la stingerea unui incendiu la un autoturism în jurul orei 7:45. Am fost alertați prin sistemul de apel unic 112. Ne-am deplasat cu o auto specială cu apă și spumă tip AT5002, o auto specială A7000 și o ambulanță tip B2. La locul solicitării am constatat că incendiul se manifesta la habitatul autoturismului, undeva la nivelul bordului. Pagubile sunt oarecum minore. În schimb, nu s-a identificat nici conducător auto, nici o altă persoană în apropierea autoturismului. Incendiul a fost alertat de către un participant la trafic care a observat incendiul la nivelul autoturismului, care se afla în imediată apropiere a căii de comunicare pe calea ferată București-Suceava. E posibil ca acest incendiu să fost pus intenționat sau cunoașteți cauză? Din elementele rezultate, din cercetarea cauzei la fața locului, am constatat următoarele. Cauza probabilă ar fi un scurt circuit electric datorită manifestării incendiului și a amprentei incendiului, care, cum am spus, se manifesta la nivelul bordului. Și până la momentul ăsta, proprietarul nu e de găsit? Proprietarul nu este de găsit. Am identificat câteva documente cu acesta, cam cine ar putea fi. Sunt la colegii de la poliție și dumnealor au în atribuție a identifica și cerceta cine este proprietarul.